adevărată lecție de istorie pentru toți cei care au participat la comemorarea celor aproape 5500 de ostași români care, alături de trupele aliate, au apărat Timișoara în timpul celui de-al doilea război mondial. E o variantă foarte interesantă de a prezenta participanții la acele evenimente eroice. Foarte, foarte interesantă. Mă bucur de prezența veteranilor de război. Mă bucur într-un fel și că mi-aduc aminte de bunicul meu care a fost în garda regală și chiar în zona Banatului, unde ai mei se trag și chiar am făcut armata la Lipova, la Radna, o zonă specială pentru tot ce s-a întâmplat atunci în acea perioadă în vestul țării. E un moment în care merită să ne cinstim eroi, să ne aducem aminte de ei pentru că au eliberat atunci țara și istoria în forma aceasta în care a fost prezentată astăzi cred că ar fi prins bine la elevi dacă ar fi venit aici, la copii. Dar oricum e bine că s-a întâmplat acest lucru în premieră și probabil că în anii viitori o să ne gândim să facem practic o lecție de istorie în aer liber. Parada uniformelor militare a fost un moment inedit, deoarece ținutele erau purtate de către fete, iar defilarea pe tocuri a fost de excepție. Cine participă? Din partea Uniunii Ucrainenilor din România participă Gheorghe Gleba, președintele Uniunii Ucrainenilor filiala Timiș, alături de preotul paroh al Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timișoara și un grup de tineri ucraineni din localitatea Soca, județul Timiș. Este o cinste și o onoare pentru noi a participa astăzi alături de autoritățile locale la comemorarea 70 de ani de la atunci când trupele române, în alianță cu trupele sovietice, ucrainene și sârbe, au apărat Timișoara de inamicii germani și maghiari. Așa cum am spus, suntem prezenți alături de acești tineri cu drapelul Ucrainei, cu preotul ucrainean pentru a oficia o ceremonie de pomenire a celor căzuți și, așa cum am mai spus, este o onoare pentru noi. De ce ați ales fete pentru paradă și nu băieți militari? Am ales fete și nu băieți pentru parada militară și pentru toate acțiunile care le desfășurăm noi din cauza lipsei băieților. Nu vor să participe. Nu că nu vor să participe, dar sunt băieți care sunt mai mult ocupați cu alte probleme de la școală, de la asta. Noi acum, în asociația noastră, fetele care defilează și sunt îmbrăcate în diferite ținute ale statelor, cele 17 state din război, ele sunt fete care ele și-au aranjat ținuta cu sprijinul nostru, sunt profesoare de meserie, avem și câteva eleve, avem câteva eleve mai mici de la școala generală și ele ne-au dat tot sprijinul pentru a desfășura această activitate. Veteranii militari și autoritățile locale au depus coroane de flori la monumentele ostașilor români, sârbi și sovietici căzuți în luptele date în 1944. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România participă Gheorghe Gleba, președintele Uniunii Ucrainenilor filiala Timiș,
alături de preotul paroh al parohiei ortodoxe ucrainene Timișoara și un grup de tineri ucraineni din localitatea Soca, județul Timiș. Este o cinste și onoare pentru noi a participa astăzi alături de autoritățile locale la comemorarea 70 de ani de la atunci când trupele române, în alianță cu trupele sovietice, ucrainene și sârbe, au apărat Timișoara de inamicii germani și maghiari. De la această manifestare nu au lipsit nici poveștile trăite pe front de veteranii de război. Foarte crunte, pentru că nu știam din moment în moment dacă scap sau nu scap cu viața. Asta a fost cea mai cruntă amintire a noastră. Nu mai ținem cont că n-ai avut mâncarea la timp, că n-ai avut apă la timp, că n-ai putut să te miști în dreapta și în stânga, că trebuia să fii atent. Dacă nu erai atent, te curăța repede. Menționăm că Timișoara a început să simtă cel de-al doilea război mondial în 1944. În noaptea dintre 16 și 17 iunie, aliații au bombardat orașul de pe Bega cu bombe incendiare, iar atacurile au continuat și în zilele următoare. Cel mai violent a fost bombardamentul din 3 iulie, care a provocat sute de morți și răniți. Atunci au fost grav avariate Gara de Nord, cartierele Mehala și Iosefin, dar și centrul orașului.